Pandurii Târgu Jiu nu a avut duminică seara o evoluție de 10 cu voluntari pe municipalul severinean, însă au câștigat toate punctele puse în joc și au ajuns la 10 partide fără înfrângere. Voluntariul a pus probleme gorjenilor, dar echipa pregătită de Edi Ordănescu s-a redresat din mers. Pandurii au fost conduși, însă au revenit prin golurile marcate de Răduț și Hora. Un meci mai mult decât dificil pe care oficialii alb-albaștri îl preconizau în fața ilfovenilor care veneau după prima victorie în campionat. Eram foarte conștienți că vom întâlni un adversar care e în revenire de formă, venea după o victorie, jucători maturi, cu experiență, cu ștate vechi, majoritatea în Liga 1 și nu ne așteptam niciodată ca simpla prezență pe teren să ne pună în buzunar cele 3 puncte. Acest lucru s-a și întâmplat. Dacă alte dăți am început foarte bine jocurile, acum nu am început atât de exact. Am ieșit puțin mai moi la început și ne-a costat acest lucru, după aceea am echilibrat, am avut și noi ocazii multe, dar așa cum și anticipam, 3 jocuri într-o săptămână nu e simplu, deși Edi a reușit să rotească puțin jucătorii, totuși nu este ușor și mă bucur că până la urmă strategia noastră a dat roade, suntem pe locul 2 și așteptăm liniștiți celelalte jocuri. Oaspeții erau dezamăgiți de rezultatul final și, după ocaziile create, considerau că meritau să plece măcar cu un punct de la Severin. Victoria, putem să spunem că, într-un fel, este obținută de echipa care a dominat mai mult. Numai că ocaziile clare și mai multe noi le-am avut. Din păcate am avut câteva ocazii, nu am reușit să marcăm și când joci împotriva Pandurilor, care sunt o echipă foarte bună, cred că sunt cei mai tehnici din campionat și nu bagi în poartă, e greu să reziști 90 de minute doar să te aperi. În tur, în Ștefan cel Mare, jocul dintre cele două combatante s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Pandurii Târgu Jiu se menține în topul clasamentului din Liga 1 după 2-1 cu FC Voluntari în etapa a 16-a. Jucătorii gorjeni au transpirat mult pentru cele 3 puncte, mai ales că oaspeții au reușit unul din cele mai bune jocuri ale lor în campionat. A fost un joc destul de dificil, ați văzut și dumneavoastră că puteau să câștige. Dacă la 1-0 la acea ocazie Mingo nu scoate, se face 2-0 și automat jocul este închis. Dar ne bucurăm că ne-a ajutat Mingo. De asta este un portar foarte bun și cu ajutorul lui am reușit să întoarcem scorul. Cred că am intrat un pic prea sigur pe noi și asta s-a văzut la început. După aceea, eu zic că meciul a decurs într-o singură parte. Am atacat, am încercat, voluntarul a stat foarte bine în teren, a ieșit foarte bine pe contraatac. V-am spus, sunt foarte mult schimbați în bine și mă bucur să văd asta, mai ales că am acolo foarte mulți prieteni. Ioan Hora și-a făcut treaba și la acest joc, reușind să-și respecte statutul de golgheter la zi al Ligii 1. Jucătorii au un moral excelent datorită seriei de 10 meciuri fără înfrângere. Sper să o ținem pe aceeași linie. Ne bucură faptul că am putut să luăm aceste 3 puncte, chiar foarte greu le-am luat. De partea cealaltă, unul din cei mai experimentați fundași din Liga 1, Vasile Maftei, era convins că echipa sa putea realiza surpriza etapei dacă fructificau toate ocaziile create. Cred că astăzi au avut 2 ocazii și au dat 2 goluri. Noi, în schimb, am avut, cred că, 4 și în repriza a doua am scăpat la 1-1, am scăpat Bălan singur cu Mingote și n-am reușit să marcăm. Asta e fotbal, pedepsește. Eu cred că merita mult mai mult astăzi, după aspectul jocului. Nu trebuie să ne gândim acum că ei au avut posesie și că noi ne-am apărat, dar fotbalul până la urmă se joacă pe goluri. Ei au marcat 2, noi din 5 ocazii am marcat doar 1 singur. Următorul joc pentru gorjeni este programat împotriva Iașiului, vineri 6 noiembrie de la ora 18, pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași. Pandurii Cerneți a câștigat derbiul toamnei din Liga 4 de la Mehedinți pe terenul de la Dânceu. Gazdele au început foarte bine și au deschis rapid scorul printr-un eurogol de la 40 de metri înscris de Cătălin Chirfot, apoi au avut șansa de 2-0, însă șutul golgheterului Negrescu s-a izbit de vinclu. Campionii și-au revenit și au reușit chiar să întoarcă rezultatul după dubla lui Florin Vătuiu, însă la pauză s-a intrat la egalitate datorită golului marcat de Lucian Brucă.
În actul secund au fost ocazii la ambele porți, însă Cristian Crețu de la Cerneți a reușit, dintr-o lovitură liberă, să aducă toate punctele echipei sale. În urma acestui succes, Cernețiul s-a distanțat la 7 puncte de Strehaia și Dănceu. În celelalte jocuri ale etapei, surpriza a fost produsă de Viitorul Cujmir, care a câștigat cu 5-0 în fața ASE Corcovei. Viitorul Șimian a bifat prima victorie a sezonului 2-0 în fața Dunării Gruia, iar CS Strehaia s-a impus cu 5-1 în deplasarea de la Coșuștea Căzănești.